Sunt această gospodină cu părul prins în coc, cu același plovăr ca și ieri, pentru că suntem în aceeași zi, dar voi vedeți clipurile separate, că asta este, m-a luat boala și n-am putut să filmez și v-am povestit eu ieri că am trecut peste un clip și vreau să ajung la zi. Așadar, mi-am pus și ochelarii pe ochi ca să par și eu mai drăguță, pentru că sunt cu această față extraordinară. Nici nu știu dacă mă vedeți, să mă dau un pic mai în spate, cred că acum mă vedeți. M-am întors de la cumpărături, am fost pe la Lidl, nu am făcut multe cumpărături, doar așa repede cât să am pe ce să pun mâna, dar vreau să facem două rețete astăzi pe care eu nu le-am mai încercat niciodată și sper din tot sufletul să-mi iasă, care cu siguranță pot fi, pot reprezenta și pot fi perfecte pentru masa de Crăciun, asta în cazul în care v-ați săturat de veșnicele și clasicele sarmale, salată de beof, nu știu, răcituri și așa mai departe, piftie, cum se zice la București, la mine se zice răcituri, eu așa le știu și așa le spun. Dacă v-ați plictisit de chestiile astea și faceți mai des în timpul anului, nu știu, și căutați rețete, desert, fel principal și așa mai departe, asta voi face și eu astăzi. Vom găti ceva super mișto, care nu pot să zic că e o, nu știu, o rețetă de aia cu ananas, cu vită și așa mai departe. Nu sunt adepta mâncărurilor acelora foarte, foarte, nu știu, complicate și așa fine dining sau nu știu exact cum se numesc. Mie îmi place să fac chestii, nu știu, cât mai simple, nu neapărat cât mai simple, dar cât mai gustoase și, nu știu, să simți așa mâncarea, nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Și vreau să fac fel principal, o să vedeți imediat despre ce e vorba, și vreau să fac un desert a cărui rețetă mi-a trimis-o Izabela și îi mulțumesc din tot sufletul, ea mi-a trimis mai multe rețete. Voiam să încerc rața pe care mi-a trimis-o ea pentru masa de Crăciun, dar din păcate vreau să filmez astăzi, iar rața aceea ar trebui să stea la marinat peste noapte ca să iasă într-adevăr foarte bună. Poate că o voi încerca până de Crăciun sau chiar de Crăciun, de ce nu? Și o să vă arăt și rețeta aceea cum iese. Până una alta o să încerc să fac lava cake. Sper să-mi iasă, nu știu, după rețeta așa pare foarte simplu de făcut, dar nu pot să-mi imaginez cum poate să iasă o minuneție și să fie gata, nu știu, în 10, 15, 20 de minute, cel puțin așa zice rețeta. Dar nu-i problemă, încercăm, vă iau cu mine. Este destul de întuneric afară și sper să mă vedeți, sper să ne descurcăm așa cu lumina asta. Și da, sper să nu vă deranjeze chestia asta, dar n-am ce să fac, nu vreau să treacă ziua și eu să nu filmez. Deci să trecem repede să vă arăt ce am luat de la Lidl, că am aici plasele lângă mine. În primul și în primul rând am luat un săcălău de portocale. Ideea următoarea, eu puteam să mănânc fructe, eu din totdeauna de când mă știu am putut să mănânc absolut orice, nu mi-a fost rău, n-am avut probleme, mai aveam momente în care eram foarte, foarte mică și răceam foarte rău și trebuia să mă duc să-mi fac injecții, dar în rest nu am avut nicio problemă. Până anul trecut sau acum 2 ani, nu anul trecut, cred că acum 2 ani, până acum 2 ani am fost în viața mea într-un spital, internată, Doamne ferește, sau să am vreo problemă atât de gravă. Tratament nu prea am luat decât, nu știu, o singură dată, acum 2 ani, un antibiotic care m-a și trimis în spital, din punctul meu de vedere, la urgențe, dar o să vă povestesc imediat foarte pe scurt. În rest, n-am luat decât vitamine, supradin, ulei de pește, vitamina C și așa mai departe, ca să mă pun așa pe picioare și să mă simt așa, să mă simt cât mai bine și să am cât mai multă energie. Până acum 2 ani. Când mi-am tratat eu gâtul, fusesem la o cântare, undeva pe malul unui lac, am stat până noaptea târziu, am cântat mult, am transpirat, am ieșit afară, toată briza aia, dacă pot să-i spun așa, nu știu dacă se numește așa, vântul ăla care venea dinspre lac, probabil că mi-a făcut foarte rău, dar doar la gât. Deci nu am pățit absolut nimic, nu am fost răcită. Foarte rău, că eu mai fac așa, mă îmbolnăvesc de gripă o dată pe an, dar nu am avut nicio problemă atunci cu restul corpului, ci doar cu gâtul. Și a trebuit să iau un antibiotic, într-adevăr recunosc că nu am fost la medic, l-am luat așa pe sub mână, antibioticul, și
Mă rog, la două zile distanță, dacă nu mă înșel, am făcut o alergie destul de nașpa și am ajuns la urgențe la ora 2 dimineața, 3 dimineața, eram cu Bogdan, mersese cu mine. Am stat până la 4, 5, chiar dacă nu 6 dimineața, știu că am stat destul de multe ore acolo, internată cumva, cu foarte mult cortizon, mă rog, cu foarte mult cortizon. Cu cortizon, că la un moment dat i-am zis asistentei, dă-i să curgă mai repede, că nu mai pot, mi-e somn, sunt obosită, să-mi treacă. Și atunci am observat că am cumva o alergie la ceva. Doamna doctor mi-a spus că am o alergie, de fapt, la carne, mâncasem eu un hamburger, dar eu în continuare cred că a fost de la antibiotic. Și ce voiam eu să vă spun legat cu asta, adică de ce v-am povestit toată polologia asta, pentru că de atunci, din momentul în care am făcut alergia aceea, am observat că nu mai pot să mănânc fructe, mă doare stomacul foarte rău, am devenit foarte sensibilă, dar chiar și așa, am luat un sac de portocale, pentru că în principal, mă rog, o să încerc să mănânc și eu una așa în ajun de Crăciun, sper să nu pățesc nimic, o să mănânc și altceva pe lângă și atunci sper să nu pățesc absolut nimic, dar în principal vreau să folosesc portocalele ca, nu știu, în mâncare, cu carne, cu ceva, nu știu, rețete de astea pentru Crăciun. Pentru că v-am spus, vreau să mai fac și altceva special. Am auzit de o salată de sfeclă cu portocală, care zic că e extraordinar de bună. Și ăsta este unul dintre motive pentru care am luat sacul ăsta de portocale. Și nu în ultimul rând, vreau să-mi fac casa să miroase extraordinar, fără nicio chestie toxică luată din comerț. Telefonul ăsta stă cam strâmb așa, sper că mă vedeți drept. Și o să vedeți că o să fac mâine, cred, în seara asta nu mai apuc, o chestie, o amestecătură cu portocale care o să facă casa să miroase extraordinar. Așadar, am luat sacul ăsta de portocale, nu vine să cred cât am vorbit pentru un sac de portocale. Mai departe, v-am mai spus eu că ciupercile mele preferate din ultimul timp sunt Pleurotus, dar am fost la Lidl și nu am găsit Pleurotus de data aceasta și am luat asta, ciupercile astea brune, vreau să le încerc și pe astea și sper că o să iasă foarte bine și o să le folosesc în rețeta de astăzi. Mai departe, pentru Roxana, să știi că s-a terminat cofragul meu de ouă și am mai luat încă 30 ca să am, știi ce zic? Așa, am luat ăsta și văd că unul deja s-a spart, dar nu-i problemă că o să am nevoie de el. Și mai am aici încă o sacoșă în care am luat mai multe lucruri și vă arăt imediat ce, dar ideea e că nu știu pe unde să le pun ca să mă și vedeți în continuare. Am luat o sticlă de lapte cu 3,5% grăsime, n-am luat de la mai slab pentru că vreau să-l folosesc în rețeta de astăzi. Și o să mă ajute dacă e cu mai multă grăsime. Am mai luat nelipsitele lămâi, evident, mai am încă vreo 2-3 pe acolo, dar am să nu rămân fără pentru că le folosesc, mai ales acum când mă simt foarte bine. Draga mea Izabela, cu ocazia asta voiam să spun că îți mulțumesc din tot sufletul meu că mi-ai trimis ceaiurile alea, pentru că le-am folosit acum când m-am îmbolnăvit și Doamne ferește cât de bune au fost, Doamne ferește cât de mult m-am bucurat de ele, cu lămâie, nici măcar n-am pus miere, n-am pus absolut nimic în ele și au un gust atât de bun, extraordinar. Bun, mai departe, am mai luat o pâine pentru micul dejun, de obicei știți că o iau pe cea cu 7 semințe, nu am găsit-o la Lidl, am luat-o pe asta cu făină integrală de grâu și amestec de semințe, sper să fie la fel de bună sau măcar aproape la fel de bună ca aceea pe care o cumpăr eu în mod normal, sper să nu intre în cadru. Mai departe, am mai luat o pungă de zahăr pentru că o să am nevoie la lava cake astăzi și știți că eu nu am zahăr în casă decât când e mami acasă, în rest doar miere. Am mai luat ardei, de ăștia îmi plac foarte mult, am descoperit că îmi place foarte mult să-i mănânc la micul dejun și ăștia au fost foarte ieftini, 10 lei dita mai punga, am aici 5 ardei foarte mari, unul mi-ajunge la o masă cu siguranță și poate îi mai folosesc și în ceva rețete. Am mai luat tot la fel pentru micul dejun niște piept de pui de sa afumat, vi-l recomand din tot sufletul, e super sănătos, nu e nici foarte scump, e super sățios, are 96% carne și da, își face treaba pe care trebuie să-și o facă pe o bucată de piept de pui. Am mai luat niște perle de-astea de brânză light, erau și la reducere pentru că noi vrem să le mâncăm mâine. Așadar, nu o să expire până mâine și au fost 2,30 lei, mă rog, cu 30% mai ieftin. Nu mă deranjează că oricum le mâncăm mâine sau chiar în seara asta dacă ne apucă foamea și nu e gata mâncarea.
Am mai luat o cremă de asta de brânză, îmi place foarte mult aceea de la Philadelphia și mai e una care îmi place foarte mult, dar de la Almete, așa, Philadelphia și Almete, dar mereu când merg la Lidl, cumpăr de astea pentru că ei nu au. Și asta e de la Pilos cu amestec de ierburi și usturoi și am mai încercat-o, știu că e foarte bună. Mai departe, am mai luat un pachet de unt, mai am puțin unt în frigider, dar vreau să-l folosesc neapărat la, ziceți, la lava cake de astăzi. Și am mai luat, ce am mai luat? Am mai luat un pachet de rozmarin, că nu mai aveam și o să mă ajute la carne și așa mai departe pentru sărbători, la friptură. Și am mai luat niște busuioc. Da, și ăsta o să mă ajute la fel. Și am mai luat ciocolată amăruie, am luat de două feluri, sper să nu fie nicio problemă. Una are 74% cacao, scuze, și cealaltă nu știu cât are, că nu scrie. Dar... sunt amândouă de la același brand, cumva, și sper să mă ajute. Pentru lava cake am nevoie de 150 de grame de ciocolată și de asta am luat două, că una are doar 100 de grame și vreau să iasă. Gata! Mă apuc, întorc camera, vă arăt exact ce am nevoie pentru fel principal, după ne apucăm și de desert și sper să terminăm repede. Așadar, începem rețeta cu această minunată chestie în care bagi încărcătorul în priză și e foarte bine poziționată lângă masa de bucătărie, unde poți să stai dimineața să-ți bei cafeaua și să îți încarci telefonul, dacă nu ai făcut-o peste noapte. Bun, ce voiam eu să vă spun? Începem rețeta de fel principal, care este un pui cu ciuperci și sos de smântână. Și cred că nu știu în ce m-am băgat, că e vorba de un sos beșamel pe care eu nu l-am făcut niciodată, întotdeauna m-am ferit de sosul ăsta beșamel, că știu că se poate tăia, nu iese și așa mai departe. Primul pas este să punem carnea puțin la gătit, puteți să folosiți orice tip de carne doriți voi, pulpe, nu știu, orice. Eu voiam și eu să folosesc pulpe, dar mi-am dat seama că nu mai am un frigider și am doar mușchiulețul ăsta de pui pe care îl voi lăsa foarte, foarte puțin să prindă culoare. După îl întorc și îl scot și trecem la următorul pas, care este sosul. Doamne ajută, Doamne ajută să-mi iasă! Între timp, eu am scos puiul, l-am prăjit nu foarte rău, în foarte puțin ulei de măsline. Nu știu exact ce urmează la rețetă, dar sper să fie bună treaba. Și între timp am mai pus la fiert aici și câțiva cartofi, am avut din aceea roșii, sper că sunt bun pentru piure, că vreau să fac cumva și o garnitură la carnea asta cu sos, adică na. Și n-am pus foarte mulți cartofi, că piureul a doua zi nu se mai mănâncă, la revedere. Acum trebuie să mă apuc de sosul acela și am atât de multe emoții că nu vă pot explica în cuvinte. Am reținut, nu pare foarte greu ce face doamna aia acolo, rețeta este luată de pe canalul de YouTube al care se numește Rețetele Mihaelei, deci al Mihaelei. Eu am mai făcut rețete de la ea și mi-au ieșit. Sper să-mi iasă și sosul ăsta beșamel. Așadar, facem în felul următor. Punem 30 de grame de unt, lăsăm puțin să se topească. După, adăugăm, asta pe foc, da, în oală, adăugăm o lingură cu vârf de făină, adică cumva echivalentul a tot 30 de grame ca și untul și amestecăm până când cumva se formează niște bule așa. Înainte să dispară bulele acelea, trebuie să adăugăm treptat laptele. O să avem nevoie de 400 de ml de lapte și îl adăugăm treptat, nu totodată. Bineînțeles, amestecăm în continuu. Prima dată când o să adăugăm prima tranșă de lapte, o să se facă așa ca o mămăliguță, o să aibă consistența unei mămăliguțe și în momentul în care ajunge la acea consistență, mai adăugăm și restul de lapte. Și tot așa până când terminăm și ar trebui să iasă o compoziție, cumva un sos foarte fin. Fin, nu știu dacă o să-mi iasă, haideți să vedem. Untul cu făina și știu că nu prea m-am auzit, o să încerc să vorbesc cam mai tare. Am avut emoții la început, dar văd că iese ceva aici, că nu mă pot opri din mestecat, știți că mi-e frică, sper să iasă. O să mai las foarte puțin, mai amestec aici și adaug imediat laptele. Să știți că am terminat foarte repede sosul ăsta de făcut, cam așa arată și consistența doamnei din imagine, de la care am luat eu rețeta. Cam așa arată. Și da, n-am întâmpinat nicio problemă. Cred că a avut dreptate, că spune și ea în video că cumva toată lumea se teme de beșamel și nu neapărat de beșamel, dar de făina asta care se prăjește și face rău stomacului și așa mai departe, dar să știți că nu. Mi-a ieșit o chestie foarte fină și ea spune că ar trebui să fie gustat sosul și să nu se simtă făina aceea și fix asta voi face și eu.
Mamă! Și nu, să știți că nu se simte absolut deloc făina. Se simte? Nu se simte, nu. E foarte, foarte bună treaba. Gata, trecem mai departe. Ca să terminăm sosul, care dacă nu iese gustos, Doamne, nu știu ce fac. Bun, avem nevoie de 200 de grame de smântână. Stați așa, să bag smântâna asta aici și o vedeți. Am pus jumătate, că știți, eu cu măsurile nu am nimic de măsurat în casa asta. În smântâna asta o să adăugăm acum un gălbenuș de ou, pe care eu trebuie să-l separ, am ou aici lângă mine. Iar după, treptat, amestecăm gălbenușul cu smântâna și după, treptat, adăugăm sosul pe care tocmai ce l-am terminat. Câte o lingură și amestecăm până când terminăm sosul. Uitați-mă cum amestec eu aici de zor. Repede, că mi-e frică să nu se strice. Mai am foarte puțin sos din ăla beșamel de incorporat aici în smântâna asta cu ou. Sper să iasă treaba bună, că mă doare mâna dacă m-am chinuit atâta și nu iese bun sosul ăsta. Mamă, nu știu ce fac. Acum să vedeți voi ce secret am aflat eu. Bun, am tăiat aici ciupercile frumos. O să scot imediat tigaia, cea pe care am folosit-o ca să rumenesc puiul. O să mai adaug foarte puțin, de fapt nu foarte puțin, o fâșiuță așa de unt. O să las să topească untul, iar după adăugăm ciupercile. Dar care este secretul? Secretul este să nu spălăm ciupercile, pentru că vrem să le sotăm și vrem să iasă niște ciuperci perfecte, nu de alea pline de apă, fleșcăite. Ele o să se rumene foarte, foarte, foarte mișto. Și eu am încercat să le curăț cu un șervețel și cu o periuță, așa, să am dat deoparte pământul și toate rezidurile. Oricum ele vin în caserola asta și sunt deja spălate, adică nu sunt pline de pământ, știți? Bun, deci asta pun să fac acum. Am terminat, Doamne, nici nu vine să cred că am terminat atât de repede. Am sotat ciupercile, când au fost gata am adăugat sosul, după am pus și puiuțul și o să mai las încă 3 minute să fiarbă. Doamna din video pune sare, eu am pus puțin secretul gustului și cimbru, de cimbru spune și ea că puteți adăuga după gust. Mai las aici 3 minute și gata mâncarea. Cartofii s-au fiert și ei, trebuie să pun să fac piureuțul, aragazul este murdar. Și ne apucăm de desert. Cum cu piureuțul, cu mâncarea lângă, cu felul principal, ne apucăm să facem lava cake, pentru care vom avea nevoie de 100 de grame de unt în primă fază, 100 de grame de unt și 150 de grame de ciocolată amăruie. O punem aici să o topim. Ideea e că în rețeta de la Iza spune că trebuie să o topești în baie de aburi. Ei bine, eu n-am mai făcut asta niciodată. Sinceră să fiu, nici nu prea am acum în momentul acesta multe recipiente ca să pot să fac baia asta de aburi. Tot am stat eu și m-am gândit și până la urmă am zis să o topesc direct aici, n-are ce să iasă rău. Sper să iasă bine totuși. Așadar, gata, mă apuc. Un minut maxim a durat să topesc ciocolata, acum am nevoie de 5 ouă, 3 sferturi de cană de zahăr, sper că am pus bine aici cană de asta, sper să nu fie prea mult, și cu mixerul meu minune voi amesteca. Acum am bătut ouăle foarte bine cu zahărul, stați așa că puneam din punga greșită, stați așa să iau făina. Acum trebuie să adăugăm jumătate de cană de făină și încerc să pun aici cu o singură mână, sper să nu dau pe jos ouăle mele care, cojile mele de ouă care încă sunt aici. Jumătate de cană de făină, cred că am pus destul, să nu fi pus prea mult. Hai să mai pun puțin înapoi. Doamne, deci sunt această expertă în gramaje. Cam așa, jumătate de cană de făină o pun aici. Iar acum trebuie să pun și ciocolata topită. Amestec, pun în forme și gata la cuptor. Nu mai zice că la cuptor trebuie să stea 10 minute la 230 de grade. Deci, despre ce vorbim? Acum să vedem și ce gust are. Mamă, deci compoziția asta, fai de capul meu, arată într-un mare fel. Nu mai punem cum miroase. Doamne, oare o să-mi iasă mie lava cake de la ca la restaurant? Doamne, nu-mi vine să cred. Sper să iasă totul bine. Bă, că mai am niște bule pe aici, nu știu, noi fi bătut bine ouăle. Nu știu care-i treaba, dar oricum. Gata, am amestecat destul de bine, pun în forme. Ideea e că nu am decât forme de alea de cupcakes și o să pun în alea, că n-am ce să fac. Și le bag la cuptor.
Și cam așa arată 5 minute mai târziu lava cakes-urile mele, mini lava cakes-urile mele, pentru că, da, nu am avut forme și a trebuit să le pun în forme de asta de cupcakes, vă mai spuneam și mai devreme. Acum v-am spus, rețeta spune 10 minute la 230 de grade, din păcate eu am un cuptor care nu mi-arată gradele, deci le voi pune și le voi păzi. Când sunt gata, le scot și vă arăt care-i treaba, sper să iasă, sper să fie gustoase, sper să fie așa moi, să curgă în interior, dar ne vedem pentru voi într-o fracțiune de secundă. Cu ele gata! Mamă, 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 uitați cum arată, cum se numesc, lava cakes-urile mele. Doamne, ce au crescut! Doamne, ce frumoase! Gata, închid cuptorul. Cred că-s gata, ba chiar cred că le-am lăsat mai mult decât trebuie. Stați așa să-mi iau mânușa ca să le scot și să ne uităm la ele. Oh my God, uitați ce frumoase! Doamne, sper să fie moi la interior. Și chiar dacă nu sunt moi la interior, cu siguranță sunt foarte, foarte bune. Le voi lăsa aici în cuptor. Uitați, aia a dat puțin pe lângă, pentru că, mă rog, din cauza suportului ăstuia, care e dintr-o hârtie, vai de mama ei, vă dați seama. Doamne, dar ce frumoase! Uitați ce frumos mi-a ieșit! Iza, îți mulțumesc foarte mult pentru rețetă, nu-mi vine să cred. Vă recomand tuturor care vă uitați la clipul ăsta. Așadar, le voi lăsa aici în cuptor, ca să se mențină calde până când o să le mâncăm.